Am avut astăzi un pacient de 44 de ani care are o afecțiune cardiacă gravă, cardiomiopatie dilatativă, pentru care singura soluție este transplantul de cord. În cazul lui este nevoie de transplant și de cord și de plămâni. Un om care a fost diagnosticat încă din 2017 și pentru care zborul de astăzi și ce se va întâmpla la Padova, acolo unde ajunge în seara asta, este singura lui șansă de a trăi. Fără transportul de astăzi, probabil că viața lui s-ar fi terminat în câteva zile.